Doamnelor și domnilor, bună seara! Iată care sunt principalele știri ale după-amiezii. Dramă de nedescris într-o familie din Sfântul Gheorghe. O femeie și-a înjunghiat din greșeală soțul drept în inimă în timp ce el încerca să o îmbrățișeze. O copilă de 14 ani în Târgu Jiu va aduce într-o lună un copil pe lume. Și pe lângă șocul de a afla că va fi bunică, mama ei spune îngrozită că tatăl copilului ar putea fi un bătrân de 77 de ani. Pe de altă parte, în județul Iași, o tânără mamă n-a știut cum să facă să scape de copilul pe care îl poartă în pântece și a încercat prin metode auzite prin sat. Soțul ei a găsit-o leșinată lângă o sticlă de oțet și a cerut ajutorul medicilor. Femeia a fost stabilizată, dar nu se știe exact în ce stare este și copilul. A fost scandal mare aseară într-un spital din Iași, unde un bărbat și-a ieșit din minți când a aflat că mama lui nu va fi internată. A spart o ușă și a rupt un pat, dar era cât pe ce să se repadă și la o doctoriță. Cumplit pentru o mamă din Târgu Jiu, femeia aflat cu stupoare că fiica ei, o copilă de doar 14 ani, elevă în clasa 7-a, este însărcinată în luna 8-a. Și mai îngrozitor a fost când s-a aflat cine ar putea fi tatăl copilului, un bătrânel de 77 de ani, chiar un prieten de-al familiei. Roxana Tivadar a urmărit acest caz teribil și ne spune mai multe. Bună seara, Roxana! Bună seara! Când a aflat îngrozitoarea veste, mama copilului s-a dus glonț la poliție. A depus aseară o plângere în care îl reclamă pe bătrân, iar acum încearcă cu disperare să găsească o soluție pentru fiica ei. Roxana, dar cum a fost posibil ca nimeni să nu observe sarcina fetiței, deși înțeleg că era deja avansată? Mama fetei își frânge mâinile de supărare și spune că nu și-a dat seama de schimbare pentru că fiica ei este puțin mai plinuță, așa că nu a observat cum îi crește burta. Abia când fata a început să-i spună că se simte rău și a dat seama că ar putea fi vorba de o sarcină. E sigur acum că totul s-a petrecut în apartamentul bunicilor fetei. Acolo ar fi încolțit-o pe copilă, bătrânul de 77 de ani, pe care mama ei îl vrea acum pedepsit cât mai dur. Anchetatorii au stat de vorbă astăzi mai bine de 5 ore cu bărbatul și în cele din urmă au hotărât să-l cerceteze în stare de libertate. Va trebui să fie supus unui test ADN de stabilire a paternității după nașterea copilului și dacă se va dovedi că el este tatăl, atunci poate ajunge la închisoare pentru raporturi sexuale cu un minor. Mama fetiței vede negru în fața ochilor când se gândește la bărbatul care i-a nenorocit copila. Ne-a ajutat și foarte mult cu banii, ne-a ajutat cu totul, nu pot să spun, dar ne-a nenorocit acum, de târziu. Ați vorbit cu el? Nu. Am sunat, încercat să spun așa, a negat momentul ăla și bine, vor fi șanse să nege tot timpul. N-am știut, am aflat târziu. După ce femeia a făcut o plângere, polițiștii l-au chemat pe bărbat la audieri. Polițiștii în cadrul biroului de investigații criminale au deschis deja un dosar penal în cauză fiind efectuate cercetări sub aspectul comiterii infracțiunii de act sexual cu un minor. Cei de la protecția copilului au reacționat și ei imediat. Echipa pluridisciplinară care s-a deplasat pentru a contacta familia și minora au discutat și au obținut acordul acestora pentru includerea minorei într-un program de consiliere psihologică până când va naște, urmând ca după naștere să beneficieze de serviciile unui centru maternal al direcției. În momentul de față, tânăra este sub supravegherea medicilor la maternitatea din Târgu Jiu. Ea ar putea să nască spre sfârșitul acestei luni. Vine iar frigul! De mâine avem cod galben de nisoare și viscol în sudul țării, dar și în capitală. Avertizarea intră în vigoare la prânz, așa că pregătiți-vă de un weekend de iarnă adevărată. Detalii la știri. O greșeală îngrozitoare comisă în bucătăria unei familii din Sfântul Gheorghe a curmat viața unui bărbat pe care chiar soția lui l-a înjunghiat în inimă. Regretă infinit ce s-a întâmplat și explică printre lacrimi că totul a fost un accident stupid. Ea gătea și ținea cuțitul îndreptat spre el fără să știe că se va repăzi la ea să o strângă în brațe. Diana Bart ne spune mai multe despre acest caz îngrozitor. Bună seara, Diana! Bună seara, Iulia, bună seara tuturor. Pe cei doi soții legau o căsnicie fericită de 25 de ani, aveau o fată căsătorită și așteptau cu nerăbdare să devină bunici. În plus, luaseră în plasament și două surori orfane. Pe scurt, aveau o familie perfectă. Dar cum s-a întâmplat exact scena din bucătărie?
Femeia pregătea cina în bucătărie alături de fiica ei însărcinată. Fetei s-a făcut poftă de dulciuri, așa că și-a trimis tatăl după prăjituri. Bărbatul a plecat la cofetărie, dar a întârziat un pic și la cărciuma din colț. Și-a dat seama că și-a supărat soția când a intrat în casă. A încercat să o îmbuneze, dar exact în momentul în care femeia s-a întors cu cuțitul în mână, bărbatul a sărit să o îmbrățișeze. Atunci lama cuțitului l-a rănit profund. Ambulanța a venit imediat, dar degeaba. Rana a fost fatală. Probabil cum a venit acasă seară de la trimis la cumpărături, s-au hrăit, s-au... De ce stai atâta, de ce ai stat atâta și na. Omul nu-și dă seama ce face. Era o familie deosebită. Copiii care avea în plasament două fetițe care le îngrija de nota 10, mai multe nu știu, n-am ce să vă spun, decât pot să-i laud. Înțeleg că a fost înjunghiat de doamnă. Nu, asta nu cred. Lucrul ăsta nu-l cred, nu știu, nu pot să cred. Toată lumea este consternată de ce s-a întâmplat în această familie. Erau niște oameni cu adevărat deosebiți, distruși acum de un accident stupid. Din păcate, decesul a survenit imediat, s-au încercat manevrele de resuscitare, dar absolut fără succes. Se pare că plaga înjunghiată a atins cordul. Este o întâmplare nefericită, fiind în bucătărie, cu cuțitul în mână, din neglijență, neatenție, l-a lovit pe soțul său într-o zonă vitală. Femeia este extrem de afectată de întâmplare, la fel și fiica ei aflată de față când s-a întâmplat totul. Însărcinată luna 7-a, tânăra a suferit un șoc și a ajuns la spital. Scandal uriaș aseară într-un spital din Iași. Un bărbat a încercat să agreseze o doctoriță, nervos că mama lui nu putea fi internată pe loc. Individul a spart ușa cabinetului și a rupt un pat din camera de gardă. Numai intervenția agenților de pază și a infirmierelor l-a pus la punct pe bărbat. Amănunte are de la Iași Raluca Alexandru. Bună seara, Raluca! Bună seara, bărbatul a cerut ca mama lui să fie primită în spital pentru un tratament psihiatric. Medicul de gardă i-a spus însă că nu sunt locuri și trebuie să revină în această dimineață. Femeia nu reprezenta o urgență, dar pe de altă parte, pentru că tocmai fusese operată de hernie de disc, necesita îngrijiri speciale. Și de ce s-a enervat atât de tare bărbatul dacă i s-a explicat clar situația? Într-un acces de furie, tânărul de 24 de ani a intrat în câteva saloane ca să se convingă că nu sunt paturi libere. Când s-a întors în triaj, a găsit camera medicului de gardă încuiată și asta pare să-l fi scos și mai tare din minți. A început să dea cu picioarele și pumnii în ușă până când a rupt-o. A izbit apoi și un pat din cameră. Era hotărât să lovească și medicul de gardă, spun infirmierii și paznicii care au reușit să-l imobilizeze la timp. Bărbatul s-a liniștit abia când medicul a semnat foaia de internare în spital a mamei sale. Pentru fapta lui s-a ales deocamdată doar cu o amendă. Alertați de zgomote, angajații care lucrau la camera de gardă au intervenit în ajutorul colegei aflate în pericol. A venit foarte revoltat înapoi în triaj, în intenția de a o pedepsi pe doamna doctor vis-a-vis de decizia luată. Între timp, doamna doctor intrase în camera de gardă, iar fiul pacientei a spart ușa camerei de gardă, care era încuiată, cu intenția de a o agresa pe doctoriță. A forțat ușa de la camera de gardă unde erau doamnele doctor de gardă, a distrus ușa, a intrat, a pătruns în camera de gardă, din ce am văzut eu, cu tendința de a încerca să lovească medicii de gardă. Bărbatul a fost potolit cu greu de mai mulți infirmieri și agenți de pază. Conducerea spitalului a apelat și la ajutorul poliției. O persoană de sex masculin s-a manifestat violent și a tulburat în acest fel ordinea și liniștea publică. Față de acesta a fost luată măsura sancționării contravenționale cu amendă în valoare de 200 de lei. Deci ăla a fost mai principal pat care a fost rupt palul de pișezut și ușa. Dacă doctorița amenințată va face plângere împotriva agresorului, polițiștii vor deschide un dosar penal, iar asta ar putea să-l coste pe bărbat mai mult decât amenda încasată deja. Gata cu vremea bună din ultimele zile. În față avem un weekend plin de zăpadă. Meteorologii au anunțat un cod galben de ninsori pentru 21 de județe plus Bucureștiul. Astfel, de mâine la prânz vor cădea ninsori abundente, iar vântul va sufla cu putere în Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei. În aceste regiuni va ninge viscolit și se va depune un strat consistent de zăpadă. În zona de sud-est însă se va forma polei. Codul galben expiră luni dimineață la ora 9.
Relațiile necurate dintre doi frați din județul Dâmbovița au ieșit la iveală când un tânăr de 19 ani a fost denunțat la poliție pentru un furt. Atunci l-a povestit oamenilor legii că își bat jocura sora de 15 ani. Amănunte la știri. Un gest disperat și necugetat a făcut o tânără din județul Iași. Pentru că abia are cu ce să-și crească cei patru copii, femeia de 31 de ani, însărcinată în luna a patra, a ales să-și provoace singură un avort, îngrozită că e din nou însărcinată. La scurt timp, i s-a făcut rău și a ajuns la spitalul de urgență în stare gravă. Pentru detalii, ne întoarcem la Iași, la Raluca Alexandru. Soțul femeii a chemat ambulanța când a găsit-o prăbușită în casă. Tânăra nu se mai putea mișca și abia mai respira. Lângă ea era o sticlă cu oțet. Și în ce stare este femeia acum? Medicii au reușit să o stabilizeze și spun că a avut mare noroc pentru că a fost găsită la timp. Pe de altă parte, specialiștii nu pot spune deocamdată că pericolul a trecut și pentru bebelușul pe care îl poartă în pântece. Este nevoie de investigații suplimentare pentru a stabili dacă fătul a avut de suferit. Medicii sunt îngroziți de aceste cazuri în care mamele încearcă să-și provoace avorturi prin metode auzite din bătrâni, fără să se gândească la faptul că în felul acesta nu scapă de o problemă, ci își pot crea multe altele. De pe patul de spital, femeia spune o poveste cutremurătoare. Mi se închiluzase o mână și un picior, mă răcise tot, cel nu le mai simțeam. De ce ați vrut să renunțați la sarcină? Apoi, sincer vă spun, sunt prea mult, sunt regret. Înțeles că nu trebuia, puteam să mor și îmi rămâneau copiii ăștia mulți. Femeia are deja 4 copii de crescut, iar cel mai mic n-are nici 2 ani. N-ar fi avut cum să se descurce cu o gură în plus la masă, spune ea. Nu lucrez casnic acasă. Soțul lucrează? Deci el ajutor social doar avea. Și cu ce creșteți copiii? La ajutor social, când și când așa l-al dă și cu alocația. Tânăra povestește că s-a plâns unor vecine că nu are bani să meargă la medic, iar acestea au sfătuit-o să folosească metode băbești ca să avorteze. Ce este complet contraindicată. Știu numeroase cazuri de femei care, în cel mai bun caz, au rămas infertile și au pierdut uterul, ovarul, datorită complicațiilor infecțioase, dar nu de puține ori se întâmpla ca lucrurile să termine cu decesul pacientei. A necesitat încă din unitatea de primire a urgențelor măsuri de suport respirator, de resuscitare volemică, de terapie simptomatică și a rămas internată în clinica noastră de toxicologie. Femeia va mai rămâne în spital o perioadă până când medicii vor fi siguri că pericolul a trecut cu totul. În tot acest timp va primi și consiliere din partea unui psiholog. Încă sunt întrebări fără răspuns după incidentul de ieri de la o pensiune din Suceava, unde a murit un turist și alți 16 s-au intoxicat. 6 persoane dintre cele luate cu ambulanțele de acolo au rămas peste noapte în spital. Un alt turist a venit abia azi să ceară ajutorul medicilor. Tot astăzi au fost recoltate probe biologice, care vor fi trimise la Institutul Mina Minovici. Cea mai probabilă cauză rămâne prezența unui gaz neidentificat încă. Eu cred că cineva a pus ceva în aia, altfel nu văd cum. Dacă era instalația defectă, ar fi fost dinainte. Atât turiștii ajunși în spital, cât și medicii sunt încă în ceață și nu-și explică ce s-a întâmplat la pensiune. Dimineața când m-am trezit, mi-am simțit pulsul în urechi, s-a auzit pulsul pe pernă, am ajuns la baie, am deschis gemulețul, m-am spălat un pic și când am ieșit am căzut. Atunci mi-am dat seama că ceva nu e regulă cu hotelul. Mă bucur că sunt sănătos. Am făcut determinări ieri în cursul zilei cu specialiștii de la laboratorul de toxicologie, să vedem dacă este monoxid de carbon și s-a demonstrat că nu a fost prezent în camerele în care au fost, dar determinarea s-a făcut după ora 12. Substanțele folosite pentru curățenie, pentru dezinfecție în hotel sunt toate aprobate și sunt cunoscute. Avem în momentul de față prelevate probe toxicologice de la toate cele 14 persoane pe care le-am avut efectiv în unitatea de primire a urgențelor, plus a 15 recoltată de la pacientul de astăzi. Urmează să preleve medicina legală și probele biologice de la pacientul decedat, în urma necropsiei. În cazul turistului găsit mort, se așteaptă astăzi rezultatul necropsiei. Împreună cu concluziile de la București, analizele ar trebui să ofere un răspuns în privința celor întâmplate. Pe durata anchetei, pensiunea rămâne închisă.
Scene înspăimântătoare în apropierea unei gări din Iași. Un bărbat de 70 de ani, surdomut, a pierit sub ochii îngroziți ai trecătorilor după ce un tren l-a izbit în plin. Martorii povestesc că bătrânul încerca să traverseze calea ferată și de-abia se mișca, pentru că sufera și de dizabilități locomotorii. N-a observat că se apropie trenul, iar mecanicul de pe locomotivă a încercat în zadar să-l atenționeze prin semnale acustice. După impact, omul a fost târât câteva zeci de metri și a murit pe loc. Cazul este anchetat acum și de polițiști, care încearcă să stabilească dacă mecanicul trenului este sau nu vinovat pentru tragedie. Atât pentru astăzi de la Iași. La revedere! Raluca, mulțumesc! Un host din Bistrița, Năsăud, încolțit de polițiști, a povestit Sănin că nu fura doar de foame, ci cu un scop nobil. Vrea să înființeze un muzeu cu multe dintre bunurile sustrase din casele oamenilor. Povestea lui la știri. O mărturie năucitoare au aflat polițiștii dintr-o localitate din județul Dâmbovița, din cura unui băiat de 19 ani, pe care o vecină l-a denunțat pentru furt. În fața oamenilor legii, băiatul a recunoscut o faptă și mai gravă. De mai bine de un an, întreținea relații intime cu sora lui, o copilă de 15 ani. Diana Bartz știe mai multe despre acest caz. Diana, te ascultăm. Bun găsit din nou! Polițiștii au crezut inițial că băiatul își bate joc de ei, dar au constatat ulterior cu tristețe că spusele lui se adeveresc. Într-adevăr, de un an întreg, tânărul și sora lui întrețineau relații intime. Și cum a fost posibil așa ceva fără ca familia tinerilor să afle ceva? Și polițiștii se întreabă același lucru. Adolescenții trăiau cu mama și bunica la țară, într-o căsuță mică. Nu se exclude nici varianta ca cele două femei să fi știut ceva, dar să nu fi spus nimănui nimic de rușine. Probabil că acest caz incredibil nici nu ar fi ieșit la iveală dacă o vecină nu l-ar fi reclamat pe băiat pentru un furt. Intimidat probabil de prezența polițiștilor la audieri, băiatul a spus tot ce făcuse. Acum el a primit mandat de arestare preventivă pentru incest, act sexual cu minor și furt. Necazurile în această familie au început acum 7 ani, când părinții celor doi frați au divorțat. Mama s-a mutat împreună cu copiii la țară, în casa părinților ei, dar lucrurile au scăpat de sub control, fără ca ea să aibă habar. Se un an de zile se petrecea lucrul ăsta, nu vi s-a părut nimic ciudat? Nu știu nimic, doamne, nimic, nimic. El lucra, a avut grijă de ea și a rămas șocat. Dar nu mi-a venit să cred. Vecinii și cunoștințele spun despre băiat că era foarte liniștit și nu se așteptau să comită o asemenea fără de lege. Ce a făcut, doamne, eu mă închim, o să iau așa ceva, n-au auzit la noi în sat așa ceva. M-a șocat chiar chestia, soră, frate, prea de tot. Păcate, păcate, prostii la noi. Tânărul în vârstă de 19 ani a recunoscut că a întreținut relații sexuale cu sora sa în vârstă de 15 ani. Acesta a fost prezentat instanței de judecată, care a emis pe numele său mandat de arestare preventivă pe o durată de 29 de zile pentru săvârșirea infracțiunilor de incest, act sexual cu un minor și furt calificat. Mama încearcă acum să-și ajute ambii copii. Susține că atât băiatul cât și fata suferă de un retard psihic și încearcă să obțină de la un medic un act doveditor. În caz contrar, e posibil ca tânărul să ajungă după gratii, unde își poate petrece și 18 ani. Doamnelor și domnilor, atât pentru azi în centrul țării. La revedere! Diana, mulțumesc! Detalii importante au ieșit la iveală astăzi în cazul celor doi studenți din Timișoara învinuiți că au omorât și tranșat un bărbat în căminul facultății de medicină. 3 persoane au depus mărturie împotriva lor în fața unui judecător. Ce au declarat, aflați la știri. Pe un hoț cu preocupări culturale au pus mâna polițiștii din Bistrița, Năsăud. Bărbatul, recidivist de profesie, se prezintă ca un fel de Robin Hood. Nu fură decât de la bogați, iar o bună parte din obiectele pe care le viza urmau să ajungă, spune el, într-un muzeu sătesc. Revenim la Cluj, la Andreea Brașovan, care ne spune povestea hoțului. Te ascultăm, Andreea. Bună seara, abia ieșit din închisoare unde a stat tot pentru furt, Ionel Someșan s-a și pus pe treabă. În mai puțin de 2 săptămâni a reușit să spargă 5 locuințe. Fura de toate, de la fețe de masă, ștergare lucrate manual, furculițe, până la găinile din bătătură. Și cum au reușit oamenii legii să pună mâna pe el? Bărbatul lucra la vedere, dacă putem spune așa. Pe unii dintre păgubiți i-a anunțat dinainte că le va face o vizită. Firește, oamenii nu-l credeau, însă el se ținea de fiecare dată de cuvânt. Pândea când proprietarii plecau de acasă și intra netulburat pe porțile lăsate de cele mai multe ori descuiate. Găinile furate le vindea în piața din Bistrița sau le dădea pe țigări. Mâncarea furată o consuma el, iar ștergarele și dacâmurile le punea deoparte pentru muzeu. Bărbatul spune că oricum n-avea de gând să fure o viață. S-a dus de bunăvoie la poliție
poliție după ce un prieten în uniformă i-a spus că este suspectat de comiterea mai multor furturi. Le-a recunoscut netulburat pe toate și spune că se va întoarce la închisoare, își va ispăși pedeapsa și apoi își va vedea liniștit de muzeul lui. Mă uitam să nu fie nimeni, adică scaban care nu era nimeni acasă, deci nu am fost să mă duc peste oameni și intram pe geam. Am luat 17 găini și le-am dat o curcă pe 4 țigări și tot așa la oameni căjiți. Iau numai de la cine are prea mult și mă nervează. Deci, cu alte cuvinte de la dușmani. Bărbatul de 35 de ani nu fura doar de foame sau ca să-și pedepsească dușmanii. Avea un scop mult mai nobil. Un muzeu în care să strângă obiectele de valoare pe care le lua de prin casele oamenilor și avea destule. Ștergare cu sută de mână, fețe de masă brodate, râșnițe vechi de cafea, furculițe cuțite și linguri valoroase. Eu am trei camere și într-o cameră o să facă ca un fel de muzeu. Deci de-aia am luat astea mai multe. Aha. Deci astea, alea, deci vreau să facă, cum își face altul casă cu fotbalist, vreau să facă un muzeu acasă. Când vreau să fac ceva de genul, mă duc că gata, fur. La nu, să știe. Polițiștii au început încet, încet să bănuiască faptul că Ionel Someșan este autorul furturilor care se petrec în satul natal. Un polițist care îl cunoștea bine i-a spus când l-a întâlnit pe stradă că are de răspuns la niște întrebări, iar hoțul n-a stat pe gânduri și s-a prezentat la secție. Este recidivist și a comis 5 acte materiale de furt calificat din mai multe cabane. El este reținut de polițiștii bistrițeni pe o perioadă de 24 de ore, urmând să fie prezentat parchetului de pe lângă judecătoria Bistrița cu propunere de arestare preventivă. Omul pare împăcat cu soarta lui, doar nu o să stea o viață după gratii, cândva tot va avea propriul muzeu. N-a avut nici minte, nici frică de Dumnezeu, spun localii dintr-o comună din satul mare, după ce un băiat de 16 ani a dat iama în cele două case parohiale din localitate, de unde a furat bani și telefoane mobile. Băiatul a profitat că preoții erau la slujbă și a intrat pe ușă nestingherit. Nu s-a aventurat mai departe de hol, dar și acolo a reușit să găsească lucruri de valoare. Polițiștii l-au prins însă în scurt timp. Băiatul a dat primul atac la casa parohială a preotului catolic. A intrat înăuntru fără să fie auzit de cei doi copii ai părintelui de câțiva anișori. Gestul ăsta e un lucru foarte frumos noi, ci împotriva și lui Dumnezeu, nu? Educația de acasă, de la părinți, cel mai tare. Depinde de copil și din ce familie. Dacă ar fi frică, atunci n-ar mai face așa ceva. Nici frica de Dumnezeu, nici frica de familie, nici de alți oameni. Numai că în cazul tânărului care a pătruns în cele două case parohiale nu se prea poate vorbi de educație pentru că n-a avut cine să-i o dea. Cunosc și făptașul, este un caz problemă pentru că acest copil n-a fost recunoscut de tată, maică s-a recăsătorit și locuiește într-o localitate vecină. Tot el este și făptașul în cealaltă casă parohială? Da, se pare că da. Și am avut tentative și au avut și fapte. A fost și nevoit. Am crezut că s-a umplut cu bani. A fost identificat un minor de 16 ani, suspect că în data de 2 februarie ar fi pătruns prin forțarea ușii de acces în casa parohială, de unde a sustras sume de bani și bunuri, cauzând un prejudiciu în valoare de 580 de lei. Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat. Pentru câteva sute de lei și două telefoane mobile, băiatul riscă acum să-și petreacă ani tinereți în închisoare. Doamnelor, domnilor, atât de la Cluj. La revedere! Mulțumesc, Andreea! A căzut din tren și și-a găsit sfârșitul în zăpadă. Așa spun anchetatorii din Brăila despre bărbatul găsit ieri înghețat în apropierea unei căi ferate. Mergea la Galați să-și viziteze soția internată în spital, dar nu a mai ajuns acolo. Detalii la știri. Mărturii care îi incriminează pe cei doi studenți de la medicină, Carmen Bejan și Sergiu Flora, au fost rostite astăzi la Timișoara. La ședința de judecată au fost chemați trei martori: paznicul căminului unde s-a întâmplat crima, o studentă care locuia într-o cameră alăturată și o angajată a căminului de la medicină. Mai multe despre audierile de astăzi ne spune Roxana Tivadar. Te ascultăm, Roxana. Bun găsit din nou. Prima care a depus mărturie a fost studenta. Ea a spus că la un moment dat a auzit urletele unui bărbat care se auzeau din camera vecină și de frică s-a încuiat în încăpere. Angajata căminului a confirmat faptul că le-a închiriat studenților camera pentru o singură noapte, iar Sergiu i-a lăsat buletinul. La rândul lui, pasnicul a mărturisit că în ziua crimei a văzut-o pe Carmen cu câteva picături de sânge pe haine, iar aceasta ar fi spus că i-a curs sângele din nasul unui student. La finalul ședinței, avocatului Carmen i-a cerut judecătorului să o audieze, însă
magistratul a refuzat să o facă. Pentru scurt timp, Carmen a privit-o în ochi pe soția bărbatului pe care l-a omorât și tranșat împreună cu Sergiu, după care a lăsat capul în pământ. Avea o privire de criminal, a spus cu lacrimi în ochi soția celui ucis. Următorul termen în proces a fost fixat pentru data de 5 martie. Un truc ieftin au încercat astăzi într-un magazin de lângă Lugoj două femei puse pe căpătuială. I-au cerut vânzătoarei două sticle de vin și au înmânat o bancnotă de 500 de lei. După ce au primit restul, au anunțat-o că s-au răzgândit și au cerut înapoi bancnota lor, punându-i chipurile banii din rest pe masă. I-au și înhățat înainte ca ea să se dezmedicească și să-și dea seama că lipseau 260 de lei de acolo. În scurt timp, polițiștii l-au prins pe hoațe împreună cu bărbatul care le așteptase în fața magazinului. Banii cum i-am dat eu restul la femeie, așa, na, banii aia 5 milioane i aveam aici. Nu vrem înapoi că nu mai luăm nicio sticlă. I-am dat aia 5 milioane, ea cum au luat banii în mână, mă gândesc, o retras din banii din restul care i-am dat eu. Bucuria hoațelor a fost de scurtă durată. De ce v-au dus polițiștii pe aici? De ce ne-au dus? Da, am fluierat în biserică. A fost o problemă, nu, întâmplare. Taci-mă, lasă-ne. Glumă sau? Glumă. Glumă, domne, noi, lasă-ne, domne, că n-am omorât pe nimeni. Vânzătoarea magazinului povestește că femeile aveau o strategie bine pusă la punct. Mi s-a cerut două sticle de vin, i-am servit sticlele de vin, mi-au dat 5 milioane și din alea 5 milioane le-am dat restul. S-a răzgândit, auzi că e prea scump. Între timp, o retras din banii care din rest, o lua și o plecat. Am anunțat repede colegii de dincoace. O intrat, uite așa, că cu ce se întâmplă? Muncește dacă vrei să ai de mâncare, nu să mergi să furi, să iei chinul omului. Pe lângă furt, polițiștii au constatat că bărbatul care a condus mașina avea și alte probleme. Nu deținea permis de conducere. La sediul Poliției Municipiului Lugoj au fost conduse 3 persoane, față de care se efectuează cercetări pentru comiterea infracțiunii de furt și, bineînțeles, conducere fără permis al conducătorului auto care a condus acest autovehicul. Surse judiciare susțin că în urmă cu câteva zile la Jimbolia, în celălalt capăt al județului, a mai fost consemnat un astfel de furt. Dacă vor fi găsite vinovate, hoațele riscă să-și petreacă următorii 15 ani după grad. Atât pentru astăzi de la Timișoara, la revedere! Roxana, mulțumesc! Anchetatorii care au preluat cazul bărbatului găsit ieri îngropat în zăpadă în apropierea unei căi ferate din Brăila spun că omul a căzut dintr-un tren stărănit și probabil frigul l-a ținut pe loc până când a înghețat. Avea multiple traumatisme, spun medicii care l-au examinat. Ei au confirmat că omul s-a stins pe la mijlocul lunii trecute și de atunci a tot fost acoperit de straturi de zăpadă. Pentru amănunte, mergem la Ilknur Pintilie. Bună seara, Ilknur! Bună seara, Iulia! Bună seara, doamnelor și domnilor! Bărbatul care locuia în orașul Ianca plecase cu trenul pe 19 ianuarie cu gândul să-și viziteze soția aflată într-un spital din Galați. Rudele nu au mai primit însă niciun semn de viață de la el de atunci și l-au declarat dispărut. Și există suspiciuni în privința modului în care a ajuns să cadă din tren? Încă de la bun început, anchetatorii au considerat moartea bărbatului de 61 de ani suspectă, mai ales pentru că atunci când un angajat CFR l-a găsit în zăpadă, avea și fața desfigurată și trupul acoperit de vânătăi. Rudele l-au identificat doar după hainele pe care le purta. Apoi polițiștii au găsit în buzunare și biletele de tren. Dar pentru că nu exista niciun mesaj de adio din partea lui, au exclus varianta sinuciderii. Se gândesc totuși la posibilitatea ca cineva să-i fi dat brânci din tren și atunci vorbim despre cu totul altceva, adică o crimă. Acestea au fost informațiile de la Constanța. La revedere! Ilknur, mulțumesc! Să vedem cum se încheie săptămâna și la Happy Hour. Bună seara, Cătălin! Bună seara, Iulia! Să vă uitați la Happy Hour de la ora 17:45 de minute, pentru că avem un sfârșit de săptămână cu foarte mulți invitați. Dumitru Dragomir, președintele Ligii Profesioniste de Fotbal, vine astăzi și stă pe Happy-lica noastră și are de făcut în exclusivitate foarte, foarte multe dezvăluiri. O să vedeți că Dumitru Dragomir are ceva serios de anunțat în această seară la Happy Hour, așa că l-așteptăm să vină pe Happy-lica, iar dumneavoastră să stați în fața televizoarelor. Avem și niște prieteni cubanezi care astăzi, sub îndrumarea lui Don Cuba, la emisiunea noastră să cânte și de ce nu să și danseze, pentru că vine weekendul, dar aș vrea să vă spun că trebuie să fiți alături de noi, pentru că dacă vă aduceți aminte emisiunea de ieri, unde Relu Pintili a fost invitatul nostru și ne-a povestit despre drama din familia lui când și-a văzut soția ucisă de propria fică, astăzi trebuie să mai răspundă și la alte acuzații, și anume la acuzațiile care vin din partea soacrei. Ei bine, despre această poveste, din care cu toții putem să învățăm câte ceva, de la ora 17:45 de minute. Tot de la ora 17:45 de minute,
povestim puțin și despre ce se mai întâmplă la Haikyuu, pentru că ieri în emisiunea noastră, pe final, Ania, solista trupei Haikyuu, le-a spus băieților papa, adică în direct. Fanii trupei Haikyuu să fie alături de noi pentru a afla mai multe amănunte. Îi spunem la mulți ani și lui Gheorghe Hagi, pentru că este ziua lui, o să vedeți ce se întâmplă. Iar Michael Jackson, vreau să vă spun că vorbește cu o româncă, cu o româncă de-a noastră. Ce îi spune Michael Jackson româncei, Nina Petre, o să aflați de la 17:45. Vă așteptăm. Cătălin, mulțumesc! Este uimitor ce poate face tehnologia zilelor noastre. Medicii belgieni au reușit să citească gândurile unui pacient aflat în comă cu ajutorul rezonanței magnetice. Vorbim despre acest caz impresionant după publicitate. Mucosin cu miere sirop conține o substanță activă eficientă și are gust plăcut de miere. Mucosin cu miere sirop te ajută să expectorezi și să respiri ușor. Mucosin, aliatul de încredere împotriva tusei. Acum disponibil și sub formă de comprimate. Acest medicament conține ambroxol și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Exclusiv de la Avon. Mai bine știi mai mult decât mai puțin. La 20 de ani am făcut o alegere care mi-a schimbat sănătatea în bine. Am renunțat la grăsimile rele din alimentație și am devenit adepta dietei ovo-lacto-vegetariene. Astăzi mă simt excelent. L-am învățat și pe fiul meu să adopte un stil de viață sănătos. Pe lângă exercițiile fizice regulate, el știe să aleagă alimentele sănătoase cu un conținut bogat în grăsimi esențiale omega-3 și omega-6, cum ar fi margarina Rama. Intră pe www.desperama.ro. Și? Ați hotărât data? Eu zic să nu ne grăbim. Să lăsăm să se mai cunoască. S-au cunoscut deja. O să avem un nepoțel. Giusto, pentru armonie în familie. Mulțumim, nenea șofer. Tata, eu chiar sunt mândru de tine. Auzi, mi-am dat seama. Știu că sună ciudat, dar ești cel mai bun prieten al meu. Fă-ți curaj și spune tot ce nu ai spus până acum. Vino cu numărul tău de telefon, abonează-te la Cosmote Real Option și primești 530 de minute naționale, 3000 de minute și SMS-uri în rețea și telefonul Sony Ericsson T715 la numai un leu. Abonează-te acum și primești 2 luni de abonament bonus. Cosmote, alături de tine. Știi de ce nu are perea microbii? Că microbii nu știu să înoate? Nu, mă, care folie de protecție din aluminiu? Noua folie de protecție din aluminiu menține doza curată. Avem grijă de sănătatea ta. Albahăr, îți merge mintea la rece. Dacă mai stai mult degeaba, n-o să câștigi nimic azi de la Lays. Și știi cine o să pună mâna pe bani, nu? Fii pe fază. Câștigă tu 2000 de euro pe zi și nu-i lăsa să ajungă în buzunarul cui nu trebuie. Trimite codul din pachet prin SMS la 1828 sau înscrie-l pe fiipefaza.ro. Septolete acționează imediat împotriva microbilor din locurile greu accesibile, eliminând durerea și sursa inflamației. Septolete, și gâtul tău își revine. Descoperă plăcerea ceaiului cu noua colecție Lipton infuzii de fructe în pliculețe piramide. Mai mult gust, mai multă plăcere. Lipton Tea can do that. Până pe 8 februarie, la sute de produse, cumperi două la fel și al doilea este la jumătate de preț. De exemplu, a doua pungă de detergent automat Dero de 4 kg costă acum doar 19,32 lei. Carrefour, pentru o viață mai bună!
de energie. Ce e asta? Ceva nou ca să-ți iasă friptura fragedă și aromată. Uite, iau carnea, o pun în punguță, adaug mirodenile și totul intră la cuptor. Punga magică de la Knorr. Fraged, aromat și ușor de preparat. În 5 variante numai bune de încercat. Dureri de spate, dureri reumatice, dureri musculare și ale articulațiilor pot deveni de domeniul trecutului. Pentru că avem Fastum Gel. Datorită Fastum Gel te poți bucura din nou de libertatea de mișcare. Fastum Gel pătrunde la locul durerii și ajută la ameliorarea acesteia. Fastum Gel. Libertate de mișcare. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de comandaj. Dacă v-am interesat, puteți adresa sau medicului sau farmacistului. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Vreți să vă schimbați locul de muncă, dar nu știți care este momentul cel mai bun pentru o astfel de mișcare? Astăzi, la videochatul www.știrileprotv.ro, Netisandu și Elena Lasconi ne-au dezvăluit care sunt cele mai potrivite luni ale anului pentru schimbări în carieră. În cazul berbecilor, luna februarie este extrem de potrivită pentru găsirea unui loc de muncă. Taurii vor face schimbări radicale în noiembrie și tot atunci gemenii au șanse mari să primească bani mulți de la șefi. Însă nu pentru toată lumea norocul surâde pe plan profesional. Aflați pe www.știrileprotv.ro ce se întâmplă cu fiecare zodie în parte. Vorbim acum cu Magda despre vremea din următoarele ore. Bună seara, Magda! Am aflat deja, avem un cod galben pentru nisori. Bună seara, Iulia, bună seara tuturor. Vremea se strică, e adevărat, din acest weekend. Conform atenționării meteo de mâine până luni dimineață, ne vom confrunta cu un nou val de ninsori viscolite. Vremea se va înrăutăți treptat, întâi în Banat, în Oltenia, după care în Muntenia, Dobrogea și în sudul Moldovei. În toate aceste zone va ninge viscolit, local ninsorile vor fi abundente și se va depune un nou strat consistent de zăpadă. În sud-estul țării apar întâi precipitațiile mixte, fapt ce va favoriza producerea poleiului. Cu detalii despre toate acestea revin imediat. Mulțumesc, Magda! Un belgian aflat de 5 ani în coma a reușit să răspundă la întrebări cu da și nu doar prin puterea gândului. Răspunsurile au fost traduse cu ajutorul rezonanței magnetice. Această descoperire, făcută de o echipă de cercetători britanici și belgieni, are implicații uriașe în diagnosticarea și tratamentul persoanelor aflate în comă. Să ne amintim de cazul recent al altui belgian despre care s-a crezut timp de 23 de ani că este doar o legumă, deși în tot acest timp era perfect conștient. Comunice prin intermediul gândului, un pacient de 22 de ani a suferit acum 5 ani un grav accident de mașină. Medicii au considerat că se află în coma, adică nu răspunde la niciun stimul exterior. Asta până când a fost examinat de o echipă mixtă de cercetători britanici de la Cambridge și belgieni de la Liege. Aceștia au reușit să detecteze slabe semne de conștiință, dar nu știau cum pot să comunice cu el. Au recurs atunci la un studiu efectuat anterior cu ajutorul unor voluntari sănătoși. On lui demande de s'imaginer jouer au tennis pour nous dire oui. Si on lui demande de s'imaginer visiter sa maison pour nous dire non. Et ensuite on lui pose une question simple. Est-ce que ton... Et si la réponse est non, il va s'imaginer visiter sa maison et dans son cerveau avoir une petite région qui va s'allumer, qui va s'éclairer. Această metodă de citire a gândurilor va permite stabilirea corectă a diagnosticului, pentru că mulți dintre cei considerați în comă pot interacționa de fapt cu cei din jur. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile după amiezii. Imediat la ProTV începe Happy Hour, iar apoi principalele evenimente ale zilei prezentate de Oana Andoni. O seară frumoasă să aveți! Bucuri în continuare, am prelungit oferta. Până pe 28 februarie, o masă completă de la McDonald's e tot 10 lei. Ia-ți un meniu Big Mac la 10 lei sau un meniu McChicken tot la 10 lei. Vrei buze mega electrizante? Avon lansează rujul Ultra Color Rich Mega Impact.
Nu doar culori pline de viață. Mega Contour. Tehnologia Chroma Pixel de la Avon lasă roșul să vibreze, rozul să înflorească, pentru culori multidimensionale. Noul ruj Mega Impact. Doar Avon îl are. Dorește-ți și se va împlini. Sună-ți acum reprezentantul Avon. Dacă toți copiii ar putea să-și creeze ciocolata preferată, exact așa ar face-o. O ciocolățică pe măsura lor cu miez de lapte. Prin urmare, Kinder a creat o ciocolată exact pe gustul lor. Ciocolata Kinder, creată special pentru copii. Haine curate ca noi după 30 de spălări? Chiar dacă sunt pătate și spălate astfel de până la 30 de ori, hainele sunt curate ca noi. Ariel Complete 7 ajută la păstrarea hainelor curate ca noi. Recomandat de Indesit. Ariel, impecabil. Odinioară nu aș fi stat o clipă locului. Ce pauză de gustare! Care somn de amiază! Acum aș da orice pentru un prilej de răgaz. Osana cu miere și alune de pădure. Napolact, ca odinioară. Protecție naturală împotriva timpului. Elmiplant a creat Gamma Skin Defense, un sistem antirid avansat bazat pe puterea antioxidanților naturali ce ajută la restabilirea elasticității pielii și reduce liniile fine. Elmiplant, frumusețea inspirată din natură. Profesionist în curățarea dinților? Să nu cazi în extreme. Folosește Orbit Professional. Cu microgranule ce se dizolvă, îți curăță dinții într-un fel în care într-adevăr simți. Orbit Professional. Noul Silan Sensitive cu aloe vera. Moale și delicat chiar și cu hainele preferate ale micuțului tău. Noul Silan Sensitive. Există locuri în care tradiția se păstrează vie. De acolo vin noile delicatese Pate Sibiu, preparate acum integral din gâscă și integral din rață. Încearcă gustul unic al ingredientelor alese. Pentru cele mai fine gusturi. La Germanos îți explicăm cum poți asculta muzică și radio pe mobil. Treci pe Cosmote și primești 2 luni de abonament bonus, împreună cu noul telefon Nokia X3 cu player audio-video, radio FM și garanție pe viață la numai 1 leu. Pentru muzică pe mobil, întreabă la Germanos. Dylan adoră să construiască și pe zi ce trece devine tot mai pasionat. Iar eu fac totul ca el să crească sănătos. De când am descoperit cât de importante sunt grăsimile esențiale omega-3 și omega-6 pentru dezvoltarea celulelor, am grijă să le includ zilnic în alimentația lui. Pentru că organismul unui copil nu le poate produce. Este bine de știut că Rama conține grăsimi esențiale omega-3 și omega-6 care ajută la buna creștere a copiilor. Zilnic Rama. Hrănește buna creștere. Sii, doamnelor și domnilor, gerul va trece după această noapte, însă vremea se înrăutățește în jumătatea sudică a țării. Precipitațiile din Europa vor fi mai importante cantitativ în zona central-sudică și cea sud-estică, în centru și în est va ninge, iar în vest o să plouă spre finalul perioadei. Revenim la noi, pe timpul nopții se adună norii, iar în Moldova, în Dobrogea și în Bărăgan va ninge slab. Spre dimineață apar precipitații mixte în sud-vest, favorizând producerea poleiului. Vântul va avea unele intensificări în sudul Banatului și pe la munte, iar temperaturile minime vor fi de la minus 20 de grade în depresiunile Carpaților Orientali până la 0 grade în dealurile Banatului. Mâine situația se înrăutățește în sudul țării și în sud-vest. Vremea va fi închisă, iar ninsorile vor fi abundente în a doua parte a zilei și mâine noapte. Vorbim de Banat, Oltenia, Muntenia și de
zona meridionalilor, peste tot pe aici stratul de zăpadă va fi consistent, iar intensificările vântului pot atinge și 75 de kilometri pe oră, viscolind ninsoarea. În rest vor fi ninsori locale, iar maximele pleacă de la minus 5 grade și se vor opri la 5 grade cu plus. În București, noaptea aduce ger. Mâine asistăm la o înrăutățire gradată a vremii, iar pe seară și mâine noapte va ninge abundent și viscolit. Vântul poate atinge 40-50 de kilometri pe oră. La munte, atmosferă închisă, chiar vreme rea în masivele sudice și în cele sudvestice. După prânz și mâine noapte, aici ninsorile vor fi abundente, stratul de zăpadă va crește vertiginos, iar vântul va atinge viteze de până la 75 de kilometri pe oră. În zona Semenic, stratul măsoară doar 23 de centimetri, dar situația se va schimba tranșant în acest weekend. În celelalte masive, ninsorile vor fi locale, iar vântul va fi mai domol. Atât despre vreme, mai târziu vă întâlniți cu busul. Weekend plăcut să aveți, la revedere!